Criza profundă de pe piața muncii a determinat guvernul grindeanu să găsească soluții de rezolvare a acesteia prin acordarea de stimulente către angajatorii care doresc să-și califice propria forță de muncă. Legea uceniciei a fost trimisă de guvern spre dezbatere parlamentară. Suma alocată angajatorilor care se decid să organizeze cursuri de pregătire a ucenicilor este de 1125 de lei, respectiv 250 de euro. Este vorba de o sumă mult mai mare decât aceea care se acorda unui angajator în prezent pentru calificarea unui ucenic. Pe vechea formă a legii, un angajator primea 300 de lei, bani insuficient pentru calificarea unui ucenic. În județul Neamț, pe vechea lege, doar fabrica de ciment de la Bicaz a solicitat calificarea de forță de muncă, dar formele nu s-au făcut prin Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Neamț, ci prin cea de la București, unde firma la Farge are sediul central. A dat drumul la legea ucenicii, care am mai discutat și în alte conferințe de presă, dar proiectul a fost ca de lege adoptat de guvern și trimis la Parlament. Dar s-a promis o procedură rapidă de undeva până în 2 luni de adoptare și, cum am spus, el cuprinde deci o sumă destul de atractivă pentru angajatorii care deci, vor să deschidă programe de ucenicie. Suma este de 1125 de lei pe lună, net echivalentul a 250 de euro. Deci o sumă mult mai mare decât suma care îți dăm prezent de 300 de lei și de care v-am povestit în alte conferințe de presă, deci nu a fost solicitate de către nimeni în județul Neamț. Deci nu au fost programe de ucenicie, cu excepția unui program pentru un număr de persoane la fabrica de ciment de la Bicaz, dar care deci se subvenționau prin Agenția București pentru că acolo era sediul central al firmei. Dar acum sumele fiind mai consistente, sper să fie agenții economici care să fie interesați de această măsură activă și oricum e mai bine decât în învățământul dual de la care se face prin Ministerul Educației, pentru că acolo agentul economic nu primește nicio facilitate. Deci pentru clasele profesionale, pe când la noi, deci tot e o sumă. Dacă ai câțiva ucenici, uite, deci chiar să faci un buget serios pe lună, unde poți să-ți permiți deci să plătești ceva în plus la maestru și la inginerul care au grijă de ucenicii respectivi. Pe de altă parte, în sertarele Parlamentului României există un proiect de lege inițiat de un grup de 52 de senatori încă din mandatul trecut, prin care se prevede ca elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic cu durată de minim 3 ani să beneficieze de masă și cazare gratuită în căminele și internatele școlare, prin sume care ar trebui să fie asigurate de autoritățile locale. Primarul municipiului Roman Lucian Micu a declarat că autoritățile publice locale vor trebui să aplice legea și să găsească resursele financiare necesare. Sunt. În momentul de față funcționează în subordinea acestor instituții, așa cum spuneați dumneavoastră. În momentul în care vom avea sume concrete, le vom bugeta și, așa cum a spus, până la urmă, prevederi legale, noi nu trebuie să le discutăm, trebuie să le punem în practică, fie că ne plac sau nu. Politica angajatorilor aplicată imediat după privatizările masive din anii 1995, când s-a apelat la forță de muncă trimisă în șomaj din fabricile închise, a determinat dezinteresul acestora pentru pregătirea forței de muncă calificată. A urmat apoi exodul de forță de muncă spre piața muncii din Europa sau din orice alt colț al lumii, care a dat o nouă lovitură pieței muncii, golind-o. Ministrul Educației Caterina Andronescu a luat apoi cea mai aberantă decizie, aceea de a desființa școlile profesionale, ceea ce a dat o nouă lovitură pieței muncii. O nouă bâlbâială a constituit-o și înființarea învățământului profesional dual, prin care angajatorii asigurau burse școlare fără a avea garanția că la sfârșitul cursurilor, cei în care se investea timp de 3 ani rămâneau să muncească în țară. De cele mai multe ori, acești absolvenți luau și ei drumul străinătății în căutarea unor salarii mai bune. Politicile sociale aberante, descurajarea muncii și bâșbâielele legislative au condus la dezastrul actual de pe piața muncii, în care cu greu pot fi găsiți meseriași în chiar și cele mai banale meserii.